Bună seara, doamnelor și domnilor, și la mulți ani de Mica Unire, dragi români. Ne întâlnim și în această seară, o seară de sărbătoare. După ce am petrecut și am sărbătorit, iată-ne în fața dumneavoastră pe micile ecrane cu informații utile în ceea ce privește sănătatea plantelor. Invitatul emisiunii este alături de mine, dr. inginer Horia Ghibu. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Iar dumneavoastră aveți la dispoziție cele două numere de telefon unde puteți să intrați în direct cu noi. Să vă găsiți, evident, răspunsul la întrebări. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara, sunteți în direct. Doctor, aș avea și eu trei întrebări, vă rog. Vă ascultăm, spuneți. Știu că este de vreme și din timp, dar eu vreau să-mi comand de acum toate pesticidele și tot ce am nevoie ca să le am asigurate pentru primăvară. Nicio... Vreau să vă întreb așa. Da. Pentru rap până la măr, pot să folosesc captan sau merpan? Puteți să-l folosiți, însă captanul este un produs de contact, este mai slăbuț. La început, când apar primele frunzulițe, vă rog pe toată lumea care aveți și aveți probleme cu rapănul și făinarea, folosiți produsele sistemice. Sistein, Forte, Score, astea sunt produse care dau rezultate și pe o perioadă lungă de timp. Da. Și le puteți alterna apoi. Și, am înțeles. Și în combinație cu un insecticid? Orice insecticid puteți să folosiți dumneavoastră. Eu vă recomand în prima fază, dacă puteți să folosiți Reldanul, dacă nu. Un produs pentru acarieni. Apar acolo unde sunt probleme și au fost probleme, apar acarienii. Și la buton, Și pe frunzele tinere. Și atunci vă recomand să folosiți Nisorunul sau Apollo. Da. Apar acarienii, apare gărgărița bobocilor de măr, apare gândacul păros, sunt multe probleme. Substanța Reldan n-am mai folosit-o la butonul roșii. Novadim Progres. Și Reldanul și Novadim în Progres și Pirinexul sunt produse care, pe lângă faptul că omoară insectele, sunt și repelenți. Adică ele creează un halou, o atmosferă neprielnică insectelor. Și încă ceva, vă rog. Insecticidul Talent, îl pot folosi? Ce anume? Talent? Insecticid. Talent, da. Eu vă spun sincer, nu l-am folosit, nu știu ce efect are, da, am înțeles. Și la vița de vie, după căderea florilor, pot aplica o stropire cu toxin plus calipso? Puteți să aplicați, dar vă recomand în prima fază. Deci în prima fază, când apar primele frunzulițe. Și sunt foarte mici, de mărimea, cât să vă spun, a unui bob de mazăre. Să folosiți și chiar dacă îți numai muguri, să instalează acarianul, să folosiți Nisorunul sau un alt insecticid, acaricid puternic, să nu dați posibilitatea insectelor să se răspândească. Da. Dacă spuneți că Nisorunul este bun, o să-l comand pe acesta la firma, la fitofarmacia cu care am luat legătura, să-l... Deci Nisorunul în combinație cu toxinul, da? Sigur, în combinație cu toxinul, însă vă spun, pentru început, folosiți produse sistemice. Pentru că ele se degradează în 2-3 săptămâni. Numai, eu nu recomand sistemicele după, cu aproximativ o lună, o lună jumate înainte de recoltare. Dar până atunci, bine ar fi să folosiți. Știți de ce vă spun? Pentru că odată mai scutiți din tratamente, mai scutiți din munca dumneavoastră, sistemicele pătrund în frunză și conferă o protecție de aproximativ 2-3 săptămâni, dacă timpul nu este ploios și nu se instalează alte necazuri. Dar dacă folosiți produse de contact, la 3, 4, 5 zile maximum, planta este vulnerabilă. Și fiindcă toți suntem la capitolul vița de vie, înainte de stropire, ce îmi recomandați? Înainte de înflorire, eu v-aș recomanda să folosiți cabriotopul. Da.
am pe lista de... Este un produs care combate 4 boli. Și în combinație cu un insecticid acaricid. Deci îl fac în combinație. Da, sigur. Le amestecați că sunt compatibile. Da, am înțeles. Mulțumesc, domnul doctor. Seara una, doamna Cristina. Multă sănătate, vă dorim. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, seara bună. Bună seara. Seara bună, doamna Cristina. Bună seara, domnul doctor. Bună seara. La mulți ani 2019. Asemenea vă dorim și noi. Am o rugăminte la dumneavoastră. Puneți. Sunt începător, nu profesionist. Am avut profesie altă meserie. Și acum vreau să fac ceva agricultură. Da. Mai ales niște pomi am. Și am chemat 2-3 meseriași în fiecare an, câte o tăiere au făcut, n-am rezolvat nimic. Au crescut niște bătoroaie de 1,5 metri. Da, da. Da, ce ar putea să fac? Au tăiat greșit. Acum, nu știu, poate că o rugați pe Cristina să mai difuzeze încă o dată filmul cu tăierile. Poate că mai prindeți câte ceva de acolo și veți face dumneavoastră. Aveți mulți pomi. No, am 10 metri și 4 cutui. Atunci v-ați putea ocupa dumneavoastră. Lucrurile sunt simple, va trebui să fiți atent doar când se discută despre specia măr. Mai greu este pentru cei care au toate speciile și vor trebui să fie atenți la fiecare specie, cum se fac tăierile, dar pentru noastră lucrurile sunt simple. Am chemat în 3 meseriași, o tăiat mai de capul. Nu, încercați și faceți dumneavoastră, dar după ce vedeți filmul, că o să-l dăm peste o săptămână. Am cumpărat fungurat. Dar nu găsesc ulei, domnul profesor. Să încercați pe piață, a apărut acum iar un produs nou, din câte dau seama, cuproil. Cuproil. Da, sunt 3. Așa. Sunt 3 produse în acel pachet tehnologic, aveți și funguranul, aveți și uleiul și aveți și insecticidul în acel pachetel, le amestecați, sunt compatibile și faceți tratamentul. Da. Și-aș vrea o rugăminte, la vita de vie, dacă puteți da un filtru la ce cum se curăță. Ce să dau? La vita de vie un film. Cum se curăță vita de vie? Nu avem filmul și nu reușim să-l realizăm până să taie vița de vie, dar să știți că este ușor mai complicat pentru că e în funcție de sistemul de conducere, de vârsta plantei, de vigoarea butucului, deci sunt diferențiat în... Dar acolo nu sunt probleme deosebite. Via este pe butuc sau este pergola din aceea care face umbră în curte? Pe spalet. Pe spalet. Atunci dumneavoastră să alegeți 2 sau 3 corzi care sunt mai puternic dezvoltate, le întindeți frumos. Câți ani are via? Am pus de asta să o reînnoiesc. Așa. Deci când apare... Are trei ani. Atunci la 3 ani ajunge la a doua sârmă. Și le întindeți frumos acolo, le scurtați puțin și o să vedeți. Ea vă spune ce trebuie să faceți. Da. Lasă să vă spun așa o teorie cât de cât ușoară să aveți habar. 2 cepi și o cordiță. 2 cepi. 2 cepi și o cordiță lăsați. Da. Dacă via de la 3 ani, mai mult de atâta pe fiecare braț nu aș lăsa, pentru că totuși este tânără. Da, vă mulțumesc. Și o întrebare, domnul profesor și doamna Cristina. Am scăpat de șobolani, am scăpat de șoareci. Cum să scăp de broaște, că mănânc de cartofi? Broaște? Da. Broaștele nu mâncă cartofi, dă-le. Dacă vă spun, no. Dacă am găsit, le-am scos chiar azi din veci, cartofi. Broasca nu poate să mânce cartofi. Na, acum vă spun că nu... Nu-i... Acolo aveți altceva. Brosca nu mâncă cartofi. Brosca mâncă doar insecte. Da? Da, să am vonguzat acolo? Aveți... V-am spus. Brosca nu mâncă cartofi. Așa. Da, că am șobolan acolo. Probabil că mai aveți încă, v-au mai rămas. Da, să vă cumpărați, să aveți la îndemână, chiar dacă ați făcut tratament, să aveți la îndemână cuburile cerate Vebitox. Da, am, dar nu cerate, am de astea alte. Nu-mi pliculeți. Nu-mi pliculeți. Cumpărați cuburi cerate care nu le dizolvă ploaia.
Da, și, am înțeles, domnule. Și le puteți, le puteți aplica în găuri, acolo unde credeți dumneavoastră că aveți probleme. Da. Și cu o întrebare, nu că sunt foliplat. O să apară. Aveți acces la internet? Nu. Atunci o să vă rog să mă ne sunați... Da, am sunat doamna Cristina odată când tot la piramidă și vă trimis totul altceva. Eu am comandat foliplan, vă trimis altceva. Dar nu cred că ați sunat direct la producător, ați sunat la vreo firmă. Eu vă dau, direct producătorul să-l nas pe dânsul și vă face pachet și vă trimite. Da, bine, mulțumesc. Bine, dar vă rog să ne sunați după ora... 11. După ora, când am ieșit din emisie, 23, îi rog pe colegii mei să lase telefoanele deschise și vă dau toate datele, bine? Vă mulțumesc tare mult! Cu drag, multă sănătate! Alo, bună seara, vă ascultăm! Să rămână! Bună seara, vă ascultăm! Bună seara și domnul inginer! Bună seara! Am și o întrebare. Vă ascult! Am semănat niște lucerne în toamnă, da? La începutul lunii octombrie. Și vă sunt din zona Dobrogei. Da! La noi a fost secetă, foarte secetă și... Nu mi-a ieșit lucerna. Acum, întrebarea este, aș mai avea speranțe ca în primăvară acum sămânța să mai fie bună în pământ? N-au răsărit. N-au răsărit. Înainte de sărbători, de Sfântul Ion, de când a fost gerurile alea, m-am dus pe teren, că era terenul liber, că nu mai avea zăpadă pe el. Da. Erau la un metru, 2-3 metri, așa, ești colo câte un piricel, o frunzuriță mai micuță decât unghia mică, da, la degetul mic. S-ar putea întâmpla să aveți o surpriză neplăcută, dar acum știți ce puteți să faceți. Lăsați până, da, în primăvară să vedem, lucerna apare repede. Să vedem ce se întâmplă. Dacă nu, o puteți supra-însămânța foarte simplu. Treceți frumos cu o grapă peste cultură, da, supra-însămânțați și treceți după aceea cu grapa perpendicular pe... pe grapa care ați făcut-o prima dată. Da, da? Am înțeles. Să se asupe cât de cât sămânța și dacă aveți la îndemână un tăvăluc și secetă, să, da, faceți, păi, să faceți o tăvălugire, să intre sămânța în contact cu pământul mult mai ușor și atunci o să aveți o răsărire bună. Da, asta am făcut eu greșeala, că fiind secetă trebuia să fie tăvălugii. Când a fost suprafață mare, e vorba de 4-5 mii de metri. Da, la 50 de ari, să știți că merită să o tăvălugiți. Orice sămânță mică, trifoi, lucernă, da, ghizdăi, tăvălugiți, da, culturile, pentru că e o lucrare foarte importantă. Am înțeles, dar face priză mai bine la sol. Sigur. Da. Ce mai vreau să vă întreb? Eu am semănat-o cu semănătoarea, cu sub 29. Corect. Acum, dacă o bag tot cu semănătoarea, nicio problemă cu semănătoarea semănați. Și acolo semănătoarea sub 29 aveți. Aia veche. Da, cu 29, da. A, așa, puneți... E din asta modernă cu patine, cu... Am înțeles. Nu cu patine, cu discuri. Corect. Deci dumneavoastră să puneți cutia de viteze pe A1. Da, da, da. Da, că și atunci eu am pus-o, deci am reglat-o undeva la 25 de kilograme la hectar. Deci, da, 2 kilograme și jumătate pe 1000 de metri. Cu mașina normală ar trebui să intre 18 kilograme la hectar. Iar cu mâna în jur de 22-25 de kilograme. Da. Și ce-am înțeles eu, dacă ar băga mai mult, spre exemplu, sau mai încălicat patine una peste alta, e o problemă? Nu se întâmplă nimica. Dar v-am spus, lăsați cultura până în primăvară să vedeți ce răsare. Și dacă e răsărirea slabă, puteți să semănați direct, fără să mai faceți, dacă aveți semănătoare... Și are semănătoarea cu discuri, atunci frumos, fără altceva, dar să semănați perpendicular pe rândurile care le aveți. Da, am înțeles. Deci dacă ați semănat așa, acum când veniți în primăvară, invers, la 90 de grade. Am înțeles ideea. Și ca și cantitate tot așa să-i bag, sau îi bag mai puțin. Acum vedeți cum vă... Dacă... este totuși 30-35% răsărită, atunci, da, să puneți în jur. Oricum, mașina, dacă faceți cu mașina, mai puțin de 18 kg nu se amână. Am înțeles. N-aveți cum. În ce lună recomandați să intervin?
La Lucernă, cu ce să interveniți? Cu supraînsămânțarea. După ce observați ce rezultate aveți... După ce ați văzut cultura, cum este, și trebuie să vă permită și timpul. Am înțeles, da, ok. Că am băgat un soi de Lucernă, tot de la dumneavoastră am aflat, de la Chertimog. Da. Și acum vă spun și soiul ce am băgat, dacă îmi recomandați dumneavoastră altceva mai bun, că nu, eu ei au sămânță bună, adusă de afară și descuscutată. Da, ei... eu am băgat composta, am primit de la ei. Da, da, da. Au sămânță de calitate și v-am spus, îi decuscutată. Să nu cumva să cumpărați așa de pe piață, pentru că o să aveți probleme. Greșeala dumneavoastră a fost în tehnologie, că nu ați vălugit-o, a fost secetă, n-a făcut priză cu solul. Asta a fost singura greșeală. Terenul l-am fertilizat foarte bine, l-am pregătit extraordinar. Acum, da, dar sămânța, dacă a stat în goluri de aer între bulgării de pământ. Da, v-am înțeles. Și încă o întrebare. Vă auzeam, spuneați de pomii fructiferi, cu eticheta galbenă. Eu am mai cumpărat pomi fructiferi și a avut și eticheta galbenă și eticheta albastră. Da. De la o firmă de la Brașov, din magazinele mari. Da. Perfect. E corect, pentru că dumneavoastră aveți eticheta și acolo aveți producătorul. Dacă eventual aveți probleme, atunci puteți apela la să vie să vadă ce soiuri v-au dat. Da, nu, mă refeream că zic, dacă nu are eticheta galbenă și este albastră, e valabil asta? Sigur, depinde de producător și depinde de zonă, depinde și de inspectoratele de semințe, ce etichete le dau. Da, am avut din magazine mari, o etichetă zic că e bună de la Brașov. Pepiniera de la Brașov, garantat, este o pepinieră de top. Da, vă mai spun ceva, s-ar putea la magazinele să se aprovizioneze și de afară, aduc, să știți. Și din Republica Moldova, și din Ungaria, și de peste tot aduc. Da. Vă mulțumesc frumos, o seară bună. Multă sănătate, alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Am și o întrebare. Am o cultură de spanac într-un solar protejat. Și nu știu din ce cauză. Când am recoltat, am observat multe frunze galbene și când scot rădăcina afară, jumătate rădăcina e așa ca și cum parcă ar fi putrădă. Da, maro. Deci, e neagră. Maro. Ce moale. Da. Aveți o problemă cu solul acolo. Deci dumneavoastră va trebui neapărat, după ce desfințați cultura, recoltați și desfințați cultura, să faceți o dezinfecție a solului. Neapărat. Și vă aprovizionați din timp. Să știți că în primăvară este foarte multă cerere pentru formol. Vă cumpărați formol, vă comandați formol din timp și vă spun cum. 2 litri de formol la 100 de litri de apă, iar 100 de litri de apă îi aplicați cu udătorul pe teren săpat, aproximativ 15 litri pe metru pătrat. Deci 100 de litri ajung pentru aproximativ 7-8 metri pătrați. Dar neapărat trebuie făcut dezinfecția solului sau cu basamid. Dar nu uitați, 15 grade în sol trebuie să fie ca aceste produse să acționeze. E spațiu protejat? Da, solar. Dacă e în solar, atunci puteți face dezinfecția asta foarte timpuriu, chiar și la sfârșitul lunii februarie, când din solar, soarele se apropie de pământ și razele solare sunt mai puternice. Și, da, ceva dăunători? Faceți dezinfecția, fie cu formol, fie cu basamid, și puneți pe solul respectiv, puneți o folie neagră. Și atunci, acolo soarele încălzește folia aia și dedesubt creează un microclimat care ajută foarte bine substanța să se răspândească și să dezinfecteze. Am mai observat la baza de jos a frunzelor, de unde începe codița, unele sunt maro și de acolo începe de se îngălbenesc și pe urmă practic se trezesc. Poate să fie și o altă treabă. Este vorba despre o ciupercă, Pitium de Barianum. Dar dumneavoastră răsadurile
sau a semănat direct? Da, spanacul direct, sigur. Dacă a semănat direct, imediat și apar primele plântuțe și au patru frunze, da, dați-le o stropire cu previcur sau chiar două la interval de două săptămâni. 10 la 10? Cum? Previcur, ce doză să bag? Previcur îi se vând în sticluțe de 10 ml și în 2-3 litri de apă. Și stropit pe frunze? Stropit, stropit și pământul și planta. Am înțeles, am înțeles. Și azi mai avea o întrebare. Pentru răsaduri, îngrășământul ăsta foliar Crop Max. Da. Am văzut pe el că scrie 2,5 ml la răsaduri între 5 și 7 cm, da, la 10 litri de apă pe 50 de metri pătrați. Acum cum pot eu să-l dau acum? Mi se pare foarte puțin. Numai să-l dau cu vermorelul eventual. Cropmax-ul cu vermorelul se dă. Deci cropmax-ul cu vermorelul se dă cu pompa de stropit, ca și orice, da, insecticid. Însă vreau să vă spun că el, cu el nu greșiți, n-aveți cum să greșiți, pentru că el este îngrășământ natural. Nu se întâmplă nimic, nu se ard plantele, nu se întâmplă absolut nimic. Deci pot să dau și așa direct cu stropitorul, cum a zice, dacă am suprafață mai mică. Cu stropitorul e cantitate mare. Cu stropitorul e cantitate mare. Dați cu vermorelul. Așa se aplică substanțele astea. Nu se dau cu stropitoare. Sau se pune în apa de irigat. Când, dacă aveți prin picurare. Sistem de irigare prin picurare. Da, 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 da. Nu, că la răsaduri este acum asemănate în alveole. Cea mai bună treabă e cu vermorelul. Cu vermorelul frumos, aplicați cantitate suficientă, eventual 10, repetați tratament. Cum? La 10 zile se poate repeta. N-am înțeles. La 10 zile se poate repeta. Sigur, se poate repeta, nicio problemă. 10-12 zile. Eu recomand la 2 săptămâni tratamentul. Adică, mă rog, fertilizarea. Da, da, da. Și câte tratamente se fac la răsaduri? La răsaduri? La răsaduri se fac maximum 2-3 tratamente, mai mult nu. Nu-i nevoie, pentru că planta își ia atâta cât trebuie. Am înțeles, am înțeles. Bine, vă mulțumesc frumos. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Am și eu câteva întrebări. Vă ascultăm. Am un hectar de aluni. Da. Sub formă de monotulpină, deci nu sub formă de tufă. Corect. Acum, în primăvară, o să aibă 3 ani de la plantare. Da. Acum, peste o lună, în musul zăpezii, aș vrea să fac o fertilizare cu complex. 16-16-16. Puteți să faceți, sigur. Aș vrea să știu așa aproximativ cam ce cantitate pot să dau la un pom, să nu fie prea mult. Nu-i prea mult. Complexul, nu, dacă puneți dumneavoastră, câți ani are pomul? 3 ani. Trei acum, ani. Primăvară. O jumătate de kilogram la fiecare, dar la proiecția coroanei pe sol, faceți așa un pic de șănțuleț. Sunt plantați pe rânduri? Da, da. Puteți plantați pe rânduri 3 pe 4. Puteți să prelucrați solul și să, dacă l-aplicați mecanizat, să aplicați pe rânduri și este suficient. Uh-huh. Între rânduri. Uh-huh. Deci merge până la o jumătate de kilogram la pom. Merge, merge, sigur. Și mai mult merge, dar ca să nu cheltuiți foarte mulți bani, pentru că și îngrășămintele astea scumpe. Oricum, da, oricum, dacă dați cantitate foarte mare, azotul se spală repede în apa freatică și nu-l folosește planta. Mai bine îl dați fazial, dați acum și după aceea mai dați peste aproximativ o lună. Acum puteți face fertilizarea în mustul zăpezii. Da, păi așa m-am gândit și m-am gândit să mai fac o fertilizare prin mai-iunie, să aibă în august când fac exact, lucruri de rod. Exact, exact. Oricum trebuie să țineți cont de două lucruri. Odată pierderea azotului foarte rapidă în sol și în al doilea rând, dacă dați foarte târziu, deci în luna august, septembrie, dacă faceți fertilizare, planta nu mai, adică recepționează, dar nu mai folosește la nimic. Nu mai folosește nimic sau dacă îl folosește întârzie întreaga în repaus vegetativ, lemnul nu se maturează și îngheață. În mai-iunie m-am gândit să dau ultima dată. Așa, în mai-iunie ultima fertilizare. Așa, și încă ceva. Pot să folosesc un erbicid de contact
ca să omor lăstarii care e de la rădăcină în jurul tulpinii. Nu folosiți niciun ierbicid, planta este foarte sensibilă, tăiați lăstarii. Mm-hmm. Până acum tot așa am făcut, i-am tăiat, dar m-am gândit că e o metodă. Acei mai lăstari comunică cu rădăcina pomului și au omorât și Nu, da, dacă folosiți, de exemplu, ierbicide de contact, cum ar fi 2,4-D-ul sau dicopul... Da, de contact, de contact m-am gândit. Păi astea sunt de contact. Deci nu se poate nici de contact. V-am spus, acolo creați o atmosferă, s-ar putea întâmpla la o adiere de vânt să vă distrugă o parte din masa foliară. Iar dacă, da. dacă dați ierbicid total, el translocă în rădăcină și s-ar putea întâmpla să afectați planta mamă. Tăieți-i! Plus că să știți că nu rezolvați nimic cu ierbicidele de contact, doar veștejiți frunzele prezente, dar acel lăstar are muguri dorminți și pleacă din nou. Exact. Am înțeles. Păi nu, la ierbicidul total îl folosesc doar pe rând, întrețin solul curat, dar nu m-am gândit. Aia e altceva, pentru da. Burieni, da, aia exact, se poate. Exact. Ca tratament în vegetație, doar cuprice și ditan? Numai cuprice și ditan și un insecticid să folosiți, da. Pentru că apare acolo viespre galicolă, nu știu dacă ați văzut noastră pe câteva din frunze, apare așa niște excrescențe lunguiețe. Ca niște negi. Nu prea deocamdată. Bun, eu mai mult antragnoză, parcă a fost. Antragnoza este altceva, este o ciupercă. Aia se poate rezolva. Da, cu cuprice, da? Sigur. Deci nu recomand decât ditanele sau produse pe bază de cupru. Cem, cempion, funguran, triumf, cosai, alcupral. Atâta să dați. Topsinului nevoie. Puteți să folosiți și topsinul, dar ori folosiți topsin cu funguran sau cu cem sau ditane cu produs pe bază de cupru. Deci le puteți combina. Am înțeles. Cupricele cele mai recomandate. Cele mai recomandate la alun nuc. Am înțeles. Bine, vă mulțumesc frumos. O seară bună. Sănătate. Multă sănătatea lor. Bună seara, vă ascultăm. Alo, se română, doamna Cristina. Bună seara, domnul profesor. Bună seara. Mă confrunt cu o mare problemă la gutui. Puneți. De fiecare dată rămâne gutuiile în copac, se stafidesc. Da. Nu fac niciodată producție de gutui. Vreau să vă întreb ceva. Pe fruct, apar unde putrezesc, apar niște cercuri concentrice. Da. Și este vorba, stafidite. Da, este vorba despre monilinia. Dumneavoastră să vă cumpărați de acum produsul Signum sau Corus sau Schwitz. Unul din ele. Și faceți... Le-ați notat? Da. Corus. Sig. Corus. Corus. C-O-R-U-S. Se scrie cu C-H. C-H-O-R-U-S. Da. Signum. Cum se aude? Signum. Sau Schwitz. Se scrie S-W-I-T-H. Da. Deci unul din ele îl cumpărați, să-l aveți la îndemână și tratamentul se face de două ori pe an. Odată când s-au format fructele și sunt de mărimea unei nuci și al doilea tratament cu o lună de zile înainte de recoltare. Cam atunci apare problema, când este fructul aproape la mărimea unei nuci, așa. Asta vă spun și trebuie neapărat stopată. Deci ciuperca respectivă îi însângele plantei, în sevă. Și ea, dacă nu, și dacă ea, ciuperca respectivă, nu este stopată corect, atunci cu siguranță apar. Și trebuie produse sistemice care prin frunză intră în sevă. Și atunci anihilează atacul ciupercii respective. Bine, vă mulțumesc, domnul profesor. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara, să rămânește la mulți ani. Bună seara, asemenea vă doresc. Am două întrebări. Una e cam de vreme, dar totuși când mă gândesc că vine primăvară, gânda cu păros. Da. Poate a apărut ceva nou? Eu pentru gânda cu păros, vă spun, am încercat mai multe insecticide. Și dacă dumneavoastră folosiți fie Reldan, fie Novadin Progres, dar din timp, sau Pirinex... Ce înseamnă, domn profesor, din timp? Din timp. Deci, imediat,
ce plante, nu o să folosiți insecticidele pentru combaterea gărgăriței bobocilor de măr. Da. Și folosiți produsul ăsta, Reldan, spre exemplu. Este un produs repelent. Gândacul păros, în momentul în care simte insecticidul, nu mai vine acolo. Deci, trebuie să conștientizați faptul și tot să faceți așa ceva, să stropiți în prima fază, pentru că nu afectați sănătatea dumneavoastră cu nimic. Până când să fac fructele și să coc și le recoltați, trece o veșnicie. De asta vă spun. Și la cât timp se repetă? Se repetă la 2 săptămâni. Și în intervalul ăsta, insecta respectivă nu mai apare. Și să urmăriți, ca măsură preventivă, să urmăriți și flora spontană din prejur. Pentru că, în primul rând, acolo, flora spontană înflorește prima dată. Și ele acolo se instalează. Și urmăriți, dacă apare acolo, atunci acționați și dumneavoastră. Da, și mai am o întrebare. Dacă uleiul horticului este bine destropit la bie? Da, sigur. Este chiar recomandat. După tăiere, da? Nu. Acum se face, în ferestrele de iarnă. Deci, la vie, tratamentul cu ulei, acum se face. Pentru că dacă dumneavoastră faceți tăierea la sfârșitul lunii februarie, via pornește. Și o să aveți probleme. Deci, faceți tratamentul acum, fără tăieri la vița de vie, pe toate corzile care sunt. Și după aceea mai vedeți. Dar cu precădere să stropiți butucul. Pentru că acolo unde se exfoliază butucul, acolo se instalează niște păduc țestoși. Să-i urmăriți, să vedeți. Și acolo trebuie neapărat scăldat butucul, că nu se întâmplă nimic. Vă mulțumesc foarte mult, o seară bună. La fel și dumneavoastră, atât pentru dumneavoastră cât și pentru cei care ne urmăresc, reamintim. Aceste tratamente din repaus vegetativ se fac la toate plantele care iernează fără frunze. Am spus pom fructifer, arbuși fructifer. Sunt lignificate. Vița de vie, trandafir, arbor ornamental, de exemplu și pe laleaua turcului, iernează fără frunze cu lemn. Aceea este plină de păduc țestoși în unele cazuri. Nu iertați toate plantele care iernează sub formă de lemn fără frunze și acționați cu aceste produse în repaus vegetativ pentru a anihila și a reduce bolile și dăunătorii prezenți peste iarnă. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo? Bună seara, sunteți în direct. Să rămână. Alo? Alo? Vă ascultăm. Sunt în Pitești, domn profesor. Spuneți. Alo? Sunt în Pitești. Da. Și am un nuc mare, de vreo 30 de ani. Așa. În ultimii ani, aproximativ 3 ani, îi se usucă nucile aproape de maturizare. Se negresc. Se usucă. Se negresc. Deci, coja aceea se... Da, se negrește coaja și până la urmă și miezul. Da, este vorba despre antragnoza nucului. Este o bolă frecventă. Da, este o bolă frecvent întâlnită. Bine ar fi ca dumneavoastră să luați legătura cu cineva care are atomizor și să faceți cel puțin 2 tratamente când apar primele frunzulițe la nuc. Chiar dacă nu reușiți pe întreaga masă foliară, dar măcar 50% din tratament să-l faceți cu un produs pe bază de cupru. Sau cu produsul Ditane. Cum îi zice? D-I, notați cu litere. D-I-T-H-A-N-E. Ditane, da. Exact. Da. Sau un produs pe bază de cupru, indiferent ce produs pe bază de cupru. Cem, Cempion, Funguran. Scrie pe plic cupru metalic 50%. Să citiți eticheta. Da, vă mulțumesc mult să trăiți. Sănătate. Multă sănătate. Alo, bună seara, vă ascultăm. Alo, bună seara. Sunteți. Am și eu un teren pe care vreau să pun fân. L-am arat acum în iarnă și vreau să spuneți mie cum aș putea să fac fertilizarea. El nu a fost lucrat ani de zile. Deci a fost o fâneață naturală. Da. Și ce vreți să puneți în... Vreau să pun ghizei sau trifoi sau fân, efectiv fân pentru animale.
tot bun. Vreau să-l fac. Dumneavoastră ați arat terenul respectiv în toamnă? Da, l-am arat, mă rog, în decembrie, dar este arat. Corect. Dacă l-ați arat în primăvară, foarte, foarte devreme, deci trifoiul sau lucerna se înseamănă în prima epocă. Da. Nu când, vreau lucernă, da. Deci când, trifoi când, sau ghizdei. Bun, trifoi sau ghizdei. Deci dumneavoastră va trebui să urmăriți timpul și în momentul în care puteți intra în câmp cu semănătoarea, puteți da. Să pregătiți terenul cu discul, cu grapa, să mărunțiți foarte bine solul. Sau da. Cu un combinator. Sau cu freza, mai bine. Cu freza, da. Cu freza, da? Așa am pregătit. Dacă faceți cu freza, e perfect. Și atunci intrați la semănat, atenție de unde cumpărați semințele. Da. Nu că am mai pregătit alt teren anul trecut și l-am însămânțat. Dar vreau să vă întreb, cum să-l îngrași? Eu am pus gunoi de graj pe teren. Da. Mai pot să mai aplic alte fertilizări? Nu-i mai nevoie nimic. Nimic. Nu-i mai nevoie asta. Nimic. Dacă a spus gunoi de graj, acum îl încorporați în sol cu grapa, cu discuri la pregătirea paturilor sau eventual cu freza, dacă aveți freză, și semănați. Și semănați. Dacă este timpul uscat, secetos, când faceți lucrarea de semănat, automat intrați cu tăvălugul. Cu tăvălugul, da. Da? Am auzit și mai devreme când i-ați recomandat altui ascultător. Deci nu are sens să mă complic, să mai pun ceva complexe peste... Nu are, dacă a spus gunoi de graj, nu-i mai nevoie de nimic. Da, mulțumesc mult de tot. Sănătate. O bună sănătate multă. Mulțumim la fel. Alo, bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm. O întrebare aș avea și eu. Am un solar cu 5 arii de căpșuni. Da. Și am băgat prin picurare, dar am o grămadă de furnici. Da. Și nu știu cu ce tratament... Aveți folie pe pământ? Da. Puteți... Am făcut un sistem exact cum în Spania, cu ridicare de bilon, cu picurare, cu folie. Și tot anul trecut am plantat căpșuni și tot problema am avut, tot furnici. Bun. E simplu tratamentul. Căutați produsul Furnitel. Da, am încercat și tot am avut încă probleme. Mai este încă un produs, nu-mi vine mie Duracit pentru furnici. Duracit pentru furnici. Așa, da, bine. Bine, vă mulțumesc. Sunt niște granule albastre. Le aplicați pe sol. Unde aplicați duracidul pentru furnici, nu o să mai apară furnicile niciodată. Știți ce sunt? Spuneți, vă ascultăm. Deci ce se întâmplă? Aproape fiecare plantă am. Dar dacă dumneavoastră aplicați, dar trebuie să găsiți unde e mușuroiul, că ele nu fac mușuroi la fiecare plantă. Nu, deci ele se răspândesc peste tot acolo. Ele stau într-un mușuroi, două, trei, în zona dumneavoastră și cu siguranță migrează pe plantele noastre și evident vă mănâncă fructul. Vă strică calitatea fructelor. Dumneavoastră trebuie să găsiți mușuroiul și acolo să aplicați acest duracit pentru furnici. Nu știu dacă acționează, având folie pe sol, nu știu dacă acționează să puneți duracidul pentru furnici în apa de picurat și să ajungă în sol duracidul. Nu se dizolvă, nu. Nu, trebuie aplicat granule acolo unde este cuibul lor. Aha. Eu tot așa am încercat și prin picurare, știți? Nu rezolvați nimic. Deci granulele duracid le aplicați acolo unde este mușuroiul, de unde pornesc ele. Trebuie găsit. Luați folia, ridicați-o, vedeți unde sunt. Acolo aplicați duracidul și cu siguranță veți rezolva problema. Și mai am încă o întrebare, dacă se poate. Da, spuneți. Mi-am pregătit acum, am făcut 10 arii de solar. Vă ascultăm. Pentru roșii. Da. Și trebuie să iau ceva ca să îmi dezinfectez, pentru că sunt la început, știți? Sigur, trebuie să luați dumneavoastră fie produsul Formol, fie produsul Basamid. N-ați fost atent, că am explicat mai devreme cum se lucrează.
Tot în solar, tot așa am și pimpicurare, pui, știi, și trebuie să pui... Nu, 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 deci nu merge așa. La aplicarea celor două produse, terenul trebuie să fie liber de culturi, pentru că omoară culturile. Da, da, așa e, liber acum, că numai acum de o lună am făcut, știi? Bun. Solarul nici nu deci, e acoperit. La sfârșitul lunii februarie, vă faceți rol de formol, 2 litri de formol în 100 de litri de apă și aplicați 15 litri pe metru pătrat în terenul săpat. Și peste el puneți o folie neagră. Și absorbă razele solare să, fie, să facă un microclimat acolo de desubt, să activeze mai bine dezinfectantul. Lăsați 2 săptămâni să acționeze, în a 3-a săptămână puteți să ridicați folia, să prelucrați terenul și după 3 săptămâni de la aplicarea tratamentului puteți să semănați sau să plantați. Bine, mulțumesc frumos! Multă sănătate! Alo, bună seara, vă ascultăm! Bună seara! Bună seara! Am și o nevoie din spate, din partea dumneavoastră. Vă ascultăm! Am o cultură de flori, mușcată zonală, peltatum și mușcata caliopei. Și mi-a intrat din prin luna octombrie. De prin noiembrie, frunzele au început să se îngălbenească de la bază în sus. Și în fiecare săptămână sunt nevoită să le adun frunzii galbeni, aripete pe ele și apoi să facem maronii, dar să o filesc, continuu, continuu. Ați aplicat ceva îngrășăminte foliare? Da, am aplicat îngrășământ foliar, mai mult egal. Agrolip, Peters, cam așa, deci astea s-am aplicat. Bun, încercați dumneavoastră și produsul Amalgerol. O singură dată am dat cu el. Trebuie să dau și la rădăcină și pe frunzi, puteți, numai pe frunzi am dat. Puteți să dați și pe plantă și pe pământ. Este un produs foarte bun. O să vedeți că se revigorează toate plantele. Amalgerolul și pe pământ se aplică pentru că el descompune pământul și pune la dispoziția plante elementele nutritive din sol, din pământ. Da, pământul este puțin cam negru, ține prea mult apă. Nicio problemă, nicio problemă. V-am spus, aplicați, el activează bacteriile din sol și automat pune la dispoziția plantei substanțele nutritive necesare. Da, și în același timp, când ud la rădăcină, pot să dau în aceeași zi și pe frunze sau diferent? Sigur, deci când se face tratamentul și pe frunze și pe pământ. Și încă puțin, dacă îmi acordați, deci... La cât timp se pot repeta lucrul acesta? La 3 săptămâni. La 3 săptămâni. Da. Mulțumesc tare mult. Cu mult drag și pentru a avea și rezultate în cazul plantelor care sunt decorative prin inflorescență, aplicați și îngrășămintele foliare. Vă spuneam că microelementele ajută foarte mult aceste plante. Unul la mână să absorbă macroelementele și microelementele ajută să inflorescența să fie mai viu, colorată, inflorescențele mult mai multe și mult mai bogate și să se păstreze inflorescențele o perioadă mult mai îndelungată de timp. Foliplantul, vă spuneam, este un îngrășământ pe care noi l-am recomandat și avem feedback de la dumneavoastră că este un îngrășământ cu rezultate foarte bune. Noi luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim apoi.